Această noapte a fost neliniștită. Pe stradă, mai întâi a nins, fulgii mari atingeau abia geamul și făceau un șuierat ușor. Apoi, după un timp, a început să plouă. O tânără femeie, care zăcea în pat, nu putea să doarmă. Burta enormă în care se aflau trei copilași nu-i dădea voie să doarmă. Îi venea să plânde cât de greu era. Voia să nască cât mai curând, pentru că toată viața ei se transformase într-un coșmar. Ea putea doar să stea întinsă. Oamenii care, cu zâmbete mulțumite, repetau că sarcina nu este o boală, niciodată nu au dus odată o sarcină de trei copii cu complicații. Așa puteau spune fie bărbații, care nu au habar ce este asta. Sau femeile cu o sarcină ușoară. Pentru Ecaterina, această sarcină a devenit cel mai adevărat test. Cu fiecare zi, senzația era din ce în ce mai rea. În interior era ca și cum stomacul ei urma să explodeze. Ea și-a pierdut deja identitatea ca femeie, ca om, ca personalitate. S-a transformat într-un adevărat incubator. Desigur, în ea vorbeau hormonii, dar ea încerca foarte mult să se concentreze asupra sentimentelor ei, pentru a simți din nou dragostea pentru acești copii. Doctorul spunea doar un singur lucru, când vei naște din nou, îi vei iubi, dar tocmai acești bebeluși au transformat viața într-un adevărat coșmar. Ecaterina nu înțelege cum ar putea să iubească. Eu ți-am spus, totul va fi cum zic eu, dacă îmi vei contrazice cuvântul, nu vom mai vorbi deloc. Risc suficient vorbind cu tine acum, a răsunat vocea soțului. Ecaterina a privit spre ușă, i-a auzise vocea lui Timur, în ultima vreme, ea a dormit atât de puțin, încât nu se mai mira că prea multe lucruri îi se păreau. Poate că și de data asta i s-a părut. Poate el nu vorbea cu nimeni. Se pare că Timur a plecat în altă cameră și vocea lui nu se auzea mai bine. Tu crezi că totul este atât de simplu? Atunci fă o singură, dacă crezi că totul este atât de ușor. Nu înțeleg de ce nu mă pot susține, se revolta el. Și iată din nou Timur a plecat în altă cameră, când vorbea, se plimba foarte des prin camere, el însuși nu de seama. În cap era un haos, ea nu pricepea aproape nimic, îngât îi venea să vomite. Unul dintre bebeluși, se pare, stătea pe venca ei urinară, ceea ce o făcea să sufere de fiecare dată. Ea a închis ochii, a simțit o durere care i s-a dat în partea inferioară a abdomenului. Apoi dorerea a început să se retragă treptat, îi venea să plângă de la supărare, de la dorința ca cineva să o sprijine pe plan uman, pentru că nu mai avea forțe. Așa a fost mereu, el se gândea doar la el. Ea rămânea doar să privească cum viața ei se dezmembrează treptat. Ce ar putea face acum, să-i spună că va pleca de la el, dacă va continua să o trateze așa? El nu e prost și înțelege perfect că nu se va duce nicăieri de la el. Prea mare este termenul ca să sară așa dintr-o cameră în alta. În ultima vreme, ea aproape că nu se mai deplasa, pentru că pur și simplu nu avea forțe. Până unde ție nevoie. S-a încheiat conversația, a spus Timur. Ecaterina s-a ridicat, a ajuns la baie, ei era greață, picioarele îi tremurau. În ultima vreme, de fiecare dată când se culca, înțelegea că pur și simplu nu poate adormi ea nu se odihnea, ea era pur și simplu într-o stare de tensiune constantă. A ieșit. A întrebat Timur. El a privit în direcția mișcării, apoi a dat din cap, a plecat în bucătărie. Ea nu i-a spus nimic, s-a întors în dormitor, și-a închis ochii și a încercat să se simtă puțin odihnită. Ea știa că nu se va putea simți așa până nu va scăpa de imensul ei buric. Senzația era ca și cum i s-ar fi legat trei pepenii la burtă. Ea nu putea dormi confortabil, simțea constant durere, iar apoi, când va naște, nu va fi mai ușor. Pentru că va avea trei bebeluși întregi care vor plânge, vor țipa, vor cere atenție. Ea nu se aștepta să aibă tripleți, nu avea nicio idee că va trebui să crească trei copii deodată. Da, ea nici măcar nu a vrut niciodată doi, mereu a crezut că va avea doar un copil dar se pare că soarta avea propriile ei planuri, ea nu se mai certa cu soarta. Când a deschis ochii, deja era dimineață. Ecaterina s-a uitat în jur, a văzut lângă ea soțul ei, el dormea, iar lângă el zăcea telefonul pe care îl ținea strâns într-o mână. Se pare că noaptea iar se scria cu cineva. În ultima vreme, el se purta cu ea pur și simplu urât și ea tolerează, pentru că nu există alt ieșire tolerează și pentru că înțelege că ea nu va putea crește copiii, nu va putea să aibă grijă simultan de trei sugari, iar asta înseamnă că acasă va fi un țipăt continuu. De ce a decis ea de fapt să rămână însărcinată? Ea nu a vrut niciodată copii, a vrut să-și trăiască viața, să lucreze, să câștige bani, să se bucure de ceea ce are tot ce îți poți dori. De ce dracu a crezut ea soțului ei că va fi un tată minunat? de ce dracu a decisia că poate să-și păstreze copilul dacă el va pleca din familie? Nu avea răspunsuri la aceste întrebări. Doar regret, tristețe și un sentiment de vinovăție, care o chinuia, o făcea să se gândească bine dacă a făcut alegerea corectă în viață. Știi, prea multe sunt puse în joc, nu crezi. A întrebat soțul, intrând în bucătărie, ea s-a uitat la el și la început nici măcar nu a înțeles despre ce vorbește, pentru că conversația lui părea ciudată. Soțul și-a strâns buzele și s-a așezat pe bancă, i-a făcut semn să-i facă cafea. Și se pare, asta a fost suficient ca ea să-l asculte. Dar el și-a pus palma pe frunte, era clar că nu se odihnise, dar din moment ce ea nici ea nu se odihnea deloc în ultima vreme, atunci nimic surprinzător când ți-am spus că vreau un copil, nu m-am gândit că te vei schimba atât de mult. A spus el. Ea s-a uitat la el din nou, fără să înțeleagă ce are în vedere. Toate femeile se schimbă când sunt însărcinate, cineva mai puternic, cineva mai slab. Este o încercare uriașă pentru organism. Dacă el nu înțelege asta, de ce dracu a cerut-o să-i dea un fiu? Iar aici vor fi trei fi întregi și el nu este fericit. Pur și simplu cred că nu sunt pregătit să cresc trei. Nu se poate cumva să lăsăm doi în spital și să luăm doar unul. A întrebat și imediat apoi, apoi vei slăbi repede, da. Ecaterina nici măcar nu putea să-i răspundă nimic. Ea a fost în așa șoc să nu-i vină să creadă că vorbește serios. Tu nu gătești, nu faci curățenie, stai toată ziua întinsă. Nu-ți rușine eu trebuie să te târăsc după mine ca pe o pungă stricată. Nu-mi place asta, nu vreau așa. Și credeam că vom ne bucura de sarcină împreună. Tu vei fi toată fericită și plină de viață, iar eu m-am gândit că tu vei fi cea care se va ocupa de tot. Dar în loc să te bucuri, te-ai transformat într-o cârpă care nu-i pasă de nimic. A spus ea cu un glas supărat, chiar infantil. Ascultă, mi-e incredibil de greu, Mă doare tot timpul. Abia dorm. Desigur, arată oribil, mă doare să merg, dar îmi te să șterg pe jos, să gătesc și să fac curățenie. Crezi că e ușor să naști un copil? Niciodată nu aș fi născut și niciodată nu aș fi rămas însărcinată dacă aș fi știut că tu te vei comporta așa cu mine. A spus ea. El și-a întors ochii pentru că nu-i plăcea conversația și, de fapt, nu avea de gând să și îmbunătățească relația cu ea. Dacă ea voia să se certe cu el, era problema ei. Cel puțin, așa gândea el. Ecaterina știa unde va duce conversația cu Timur. Ori încep să faci din nou treaba prin casă, ori plec. Crezi că nu voi găsi o altă proastă care să facă totul pentru mine? și mai mult, acum toate sunt feministe care țin bărbații în ștrean, așa că nici măcar nu te gândi că voi face ce vrei tu. Dacă vrei să lucrezi prin casă, atunci caută-ți alt apartament. A spus ea. Și ce dacă e apartamentul meu? Păi, îmi place. Pleacă, ce grădiniță. Ar trebui să citești măcar pentru informare cum decurge o sarcină, nu doar să te uiți la niște pagini de pe Facebook unde mamele în pantaloni colorați fac yoga și nici măcar nu se gândesc că sarcina poate fi diferită pentru fiecare. Timur nu-i păsa, pe fața lui se vedea că nu-i pasă de ce spune ea, nu-l interesa deloc. Și în general, nu avea prea multă influență asupra lui. El era supărat pe ea pentru că și-a pierdut confortul anterior. Iar cum va reuși să-l restabilească? Pe asta nu-l interesa. În cele din urmă, am spus tot ce aveam de spus. Dacă nu-ți place, bine, așa să fie, trăiește singură pentru totdeauna. Crezi că vei avea mulți bărbați? Crezi că ești atractivă pentru cineva? Nu, draga mea, nimeni nu te va avea nevoie. Așa că calmează-te și începe să faci treabă prin casă. La urma urmei, nu tot universul se învârte în jurul tău. A spus el și apoi a plecat nervos în altă cameră, unde se putea liniști și bârfui singur. Așa îi plăcea să facă. Ecaterina l-a privit după el și nu înțelegea cum a putut alege un astfel de om pentru viață. Cum a putut alege un om care nu o respectă deloc. Și totuși, ea îl iubea. I se părea că și el o iubește. Cum a putut să greșească atât de mult. S-a așezat în bucătărie, s-a uitat la propria palmă și a înțeles că nici măcar pentru soțul ei nu va putea spăla podelele în apartamentul blestemat. Nu putea să se aplece fizic, burta era pur și simplu uriașă, iar dorința ei de a trăi scadea brusc la zero. În ultima vreme, ea se gândea la faptul că această sarcină a distrus-o pur și simplu. Undeva în piept încă mai exista o speranță că, după ce va naște, va putea să iubească, va putea să devină o mamă demnă. Dar cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât mai puțin credea în ceea ce se întâmpla și în faptul că ar putea deveni o mamă demnă pentru bebelușii ei. El voia ca ea să nască copii, dar în același timp să nu schimbe cu nimic viața lor, ca să continue să-l slujească, să-i slujească pe copii, și să fie toți fericiți. Toți, cu excepția mamei însăși, care se va transforma într-un personal de întreținere non-stop, pe care nimeni nu-l respectă. Era extrem de obosită, voia doar un singur lucru, să nască mai repede și să se simtă mai bine. Când a sunat ușa, era deja clar cine era acolo. Ecaterina nici măcar nu s-a întristat, era extrem de rar bucuroasă să-și vadă mama. Și chiar mai mult astăzi, dar era atât de rău încât toate celelalte lucruri au încetat să mai conteze. Uită-te la ea, sarcina nu este o boală, așa că ridică-te și uită-te în ce mizerie este apartamentul tău. A spus mama, Ecaterina știa că a fost Timur care a sunat-o pe mama ei. El a sunat-o pentru a veni și a se plânge de ea. El a susținut generos, închizându-i gura propriei fiice. O astfel de situație s-a repetat nu odată, așa că nu era nimic surprinzător în această situație. Fata a privit nedumerită pe mama ei, dar ea a dat din cap negativ. Ecaterina înțelegea că a aștepta sprijin de la mamă este o prostie, ea nu o va susține niciodată, va fi întotdeauna de partea soțului ei, care va continua doar să zâmbiască și să repete că, în general, pentru a nu-l pierde, ea trebuie să facă totul. V-ați certat din nou? a întrebat mama. Eu muncesc, eu muncesc ca un cal. Și ce primesc eu în schimb? O casă murdară și lipsa cinei. De ce ar trebui să fac curățenie și să gătesc? De ce îmi trebuie atunci o soție? A strigat indignat Timur, lovind cu pumnul în masă. Asta e adevărat ce a spus el. Uite, acum îi va lua pe copii la altă femeie, va pleca și ce vei face tu atunci? Vei crește singură trei copii, ești nebună. Apoi vei regreta că ai făcut asta. Cred că totul se învârte în jurul tău. Crezi că vei putea găsi vreun alt bărbat? Ei bine, ești o proastă, ești o proastă! a spus mama, fluturând din mâini. Angelina Stanislavovna trăia în propria ei lume, unde era gata să susțină pe oricine, dar nu pe propria ei fică. Cine dintre voi s-a gândit vreodată cum îmi este mie? a spus ușor Ecaterina. Ce să ne gândim? Tu ești cea care a început, a spus mama cu un ton nemulțumit, fluturând din mâini. Sarcina nu este o boală, mama ta spune la fel, a spus el, cu mânecile suflecate, clar pregătit să o îngroape în noroi. Mami nu port un singur copil, ci trei, și încă și cu complicații. A spus Ecaterina, sperând că totuși va putea să scoată din mama ei măcar o urmă de compasiune. Și ce acum? Cine e de vină că ești așa de nedorită? s-a indignat mama. Ea a luat o cărpă și a început să șteargă blaturile mesei, iar soțul Ecaterinei încă mai stătea acolo. O privea ca și cum ar fi fost gata să o sfâșie. Când primea sprijin din partea altora sau măcar era în preajma unei audiențe, el se transforma într-un fel de morală urâtă, care era gata să o distrugă și era gata să facă orice pentru a o face să-l asculte. Ecaterina era obosită, era obosită să se opună, iar în acel moment, ea a înțeles că pe această bază a acceptat să nască atunci. El a stricat intenționat contracepția. Pentru ca ea să rămână însărcinată, apoi să nu-i permită să facă avort prin șantaj. Se simțea ca o sclavă în această casă și înțelegea că nu are drept de vot. El a decis cum să-și gestioneze corpul, a decis când să nască și a decis totul pentru ea era atât de obosită de aceste crize eterne, încât nu-i putea spune nimic. Uite-te la tine! Nici măcar nu te machiezi, nu-ți strângi părul. Arăți ca o ciudățenie. Desigur, el va privi alte femei. Cine are nevoie de o femeie ca tine? Se indignă mama, continuând să șteargă, demonstrându-i fiicei sale că va face totul singură. Ei bine, din moment ce fica ta nu poate face asta, și Ecaterina s-a ridicat, a luat cârpa, dar a realizat că era chiar greu să stea în picioare. Durerea a străpuns imediat partea inferioară a abdomenului. Ecaterina s-a așezat. Mama a râs. Direct o comedie în două acte, a spus mama cu un ton nemulțumit, iar pe față ei încă mai plutea un zâmbet. O victimă, uită-te la ea. Înainte în câmp dădeau naștere și nimic îl înfășurau pe copil în fustă și continuau să lucreze, dar uită-te la ea, stă ca albă ca zăpada pe o piatră și nu o atingeți. De ce dracu te-ai căsătorit atunci, dacă nu poți servi nici măcar un bărbat? La noi, bărbații sănătoși și capabili sunt serviți mai bine decât femeile bolnave, a spus Caterina. Tu vorbești mai bine să te faci și tu feministă, să te razi pe cap și să ieși cu un afiș, ce ticălos să ești, voi, scuzați-mă, femeile de astăzi, înainte, femeile dădeau naștere acasă, stăteau cu copiii, îi creșteau, iar vouă, se pare, trebuia să vă strecurați, ca să lucrăm și noi, a spus mama. Aici era inutil să vorbești și în plus, Timur, care stătea, se sfidător, în general, strălucea de fericire că, în sfârșit, există o persoană în această garsonieră care este de partea lui. Mama ta spunea că nu mă ascultă, se preface că este rău, că nu doarme, eu lucrez, ea stă acasă și se mai plânge și... Tu ai adus acasă salariu în ultimele șase luni. Trăim doar din pensia mea. A spuse Caterina. Tu de când ai devenit atât de materialistă? A întrebat el, ridicând imediat tonul la ea. Și tu, în general, ai meritat ca eu să aduc salariu acasă. Constantinul nostru, uite, soția lui este și ea însărcinată, dar nimic înflorește și miroase. Chiar a devenit și mai frumoasă, ce frumusețe! Iar tu te-ai transformat într-o vrăjitoare, nici măcar nu faci nimic în casă. Uite-te în ce te-ai transformat! Nu merita să te certi, pentru că atunci conflictul va continua și mai mult. Ea nu voia să continue acest conflict, și nici măcar nu avea chef să se afle în aceeași bucătărie cu ei, dar mama ei nu o va lăsa să plece. Ea va insista până când fata nu va face curățenie prin durere, prin greață și amețeli groaznice. Ea a continuat totuși să facă curățenie, dar apoi i s-a făcut atât de rău, încât a trebuit să cheme ambulanța. Când a sosit medicul, ea zăcea în stare de semiconștiență, chinuindu-se de durere și de senzația că este complet inutilă. La curgeau pe față. Ea înțelegea că mama ei, care a dispărut imediat când a simțit mirosul de mâncare prăjită, a abandonat-o aici, la voia întâmplării. De la nașterea ei, mama ei repeta constant că trebuie să se căsătorească, că scopul unei femei este să-și slujească soțul, să nască copii și să nu uite de propria ei viață. Întreaga viața unei femei este slujirea bărbatului, nimic mai mult și nimic mai puțin. Medicul care o examinase nu odată era aici și știa cum stau lucrurile. Dacă doriți, vă pot duce la un centru de criză, a spus medicul. Cu un ton calm și grijuliu, când se uita la ușă pentru a vedea dacă soțul ei asculta sau nu, dar soțul ei era indiferent. El vorbea la telefon pe balcon cu cineva. Tânăra femeie l-a mulțumit cu căldură. Dar, desigur, nu va merge la niciun centru de criză, nu avea sens, dar ei o vor găsi oriunde. Când Timur a intrat din nou în cameră, soția lui era deja singură, ea zăcea, iar medicul se pregătea să iasă în coridor. Ea are o sarcină foarte dificilă, oare nu puteți înțelege asta? Nimeni nu vă cere să alergați după ea 24 de ore din 24, dar măcar un pic de înțelegere puteți arăta, a întrebat medicul. Nu înțeleg cum poți trata o femeie însărcinată, care mai are și complicații, care trece prin acest drum dificil. Păi ce vrei, mama ei a spus că sarcina nu este o boală, a încetat să facă ceva în casă, iar tu încă o mai și aperi. Probabil că nu ai soție și acasă e un dezastru constant și mâncarea e întotdeauna comandată de la vreun fast food, nu? A întrebat Timur. Dar eu m-am căsătorit nu pentru ca soția mea să se transforme într-o bucătăreasă și o menajeră. Timur a oftat și nu a mai obiectat, pentru că era mult mai greu să se certe cu bărbații decât să-și umilească propria soție, care deja nici măcar nu mai putea să-i dea replica din punct de vedere moral. Medicul a plecat timura a închis ușa în urma lui, a intrat în dormitor, unde zăcea soția, și a dat doar din cap negativ. Și iar tu ești culcată, nu? Cum îmi este de ajuns? Pe cuvânt de onoare, mi-a ajuns deja că ești mereu culcată și că ai tot felul de probleme constante, iar eu trebuie să sar în jurul tău, dar când vei naște, îți voi aranja o viață dulce, poți să mă crezi. Ecaterina, cu un efort enorm, s-a întors pe cealaltă parte, s-a întins și a plâns în tăcere. Pentru că dacă ar fi plâns mai tare, Timur ar fi revenit și ar fi început din nou scandalul, pe care nu îl dorea și care o epuizase până la os. Rămânea doar să aștepte, să aștepte până când se va termina totul, când va naște pentru ei, poate peste câțiva ani, când se va ridica din nou pe picioare, îi va fi mult mai ușor. Va putea să-și strângă o pernă financiară, să-și găsească curajul și să-și trimite dracului soțul, care să se ducă cât mai departe. Au trecut ora 15, înainte ca ei să-i fie cel puțin puțin mai bine după acest scandal. O nouă criză nu a trecut fără urmă, dar a trebuit să cumpere medicamente noi pentru a-și menține sarcina. Cu cât purta mai mult timp acești bebeluși, cu atât îi se făcea mai rău, și cu atât mai clar înțelegea că a comis cu siguranță o greșeală uriașă, acceptând să devină mamă. Trebuia să se urce pe fereastră și să plece la spital. Să bea câteva pastile și să uite totul, ca un coșmar înfricoșător. Să strângă toate lucrurile lui, să schimbe încuetorile și să divorțeze înainte ca el să se întoarcă acasă. Viața ei ar fi fost cu totul alta. Stătea așa plângând, lacrimile îi curgeau singure. Nici măcar nu oftă, voi subțiri se prelingeau, creând o expresie atât de tristă pe față, încât era greu să te uiți la ea fără să plângi. Ecaterina a răsunat un glas familiar, iar acum ea s-a întors. Văzându-și șeful, Ecaterina a început să șteargă lacrimile cu palmele, ca să nu vadă cât de tare era supărată. O, bună ziua!" a spus ea. Chiar și ea nu s-a gândit la faptul că, plecând la o plimbare scurtă cu pauze frecvente, a ajuns aproape de biroul ei, unde lucra până când a plecat în concediu de maternitate. Trebuie să-mi cer scuze, hai să mergem să mâncăm și să-mi spui tot ce s-a întâmplat. E groaznic să vezi o femeie însărcinată plângând, dar nimeni nu s-a apropiat de tine până acum. Ce coșmar, ce oameni cruzi au devenit. Hai să luăm ceva dulce, să-ți fie mai ușor, te duc apoi acasă, a spus Leonid. Ea nici măcar nu a observat când el a luat-o de sub braț și a dus-o la mașină. Se simțea atât de vulnerabilă lângă el, dar în același timp îi părea că nu are nimic rău în gândurile ei. Ca și cum ar fi vrut doar să o ajute, pentru că a fost un bun angajat și, poate, cândva se va întoarce la postul de lucru, dacă este posibil, cu trei copii care se vor naște simultan. Ea nu avea iluzii, știa că adaptarea în grădiniță poate să nu treacă niciodată și că copiii pot fi bolnavi în fiecare lună. Și evident, niciun angajator nu va tolera un număr atât de mare de concedii medicale. Așa că comandă tot ce vrei, vrei homari, ești însărcinată, îți este permis totul, a spus Leonid. Și dintr-o dată i-a devenit atât de jenă, pentru că nu fusese în astfel de locuri, iar dacă ar mânca cumva greșit sau i s-ar servi ceva greșit, iar ea nici măcar nu ar observa. A devenit atât de înfricoșător să se facă de râs, dar el, parcă, a văzut cum s-a stânjenit. Ne rog o cabină sau cum se numește, când stau separat, a spus o spătătoarea. I-a condus imediat la un loc retras și liniștit. Nimeni nu-i va vedea aici, pe ambele părți erau perdele grele, albastre închise. Cel mai important, nu te îngrijora, relaxează-te, acum vom vorbi, hai să fim ca vechi prieteni, ți minte cum era totul înainte. Ea chiar își amintea, dar încerca să nu-și amintească de vremea când era cu adevărat fericită. Au învățat la aceeași școală, s-au împrietenit. Apoi drumurile lor s-au despărțit, iar după câțiva ani, când deja și pierduseră complet legătura unul cu celălalt, când i-a venit să se angajeze, a fost foarte surprinsă să-l vadă în șefiei. Ea chiar ar fi continuat să fie prietenă cu el, îi plăcea foarte mult, dar soțul ei a făcut o criză totală când a aflat că ea, împreună cu el și cu alți colegi, a mers la cafenea pentru a sărbători ziua de naștere a șefului. Ea a încetat să mai comunice cu el. Leonida a acceptat acest lucru cu calm. Ecaterina i-a spus totul din suflet, nu a intrat în detalii, dar chiar și ceea ce spunea era suficient pentru ca el să înțeleagă în ce situație groaznică se afla. Era absolut neprotejată de mama ei narcisistă, de soțul ei, care literalmente a forțat-o să rămână însărcinată, și de toate necazurile care i s-au întâmplat în viață. Bine, să nu te întristezi, vom găsi ceva. Nu te îngrijora, dacă ceva ai numărul meu, sună oricând, nu glumesc și nu spun pentru frumusețea cuvintelor. Chiar pot suna oricând. Poate că îl voi suna, a spus ea. Nu mă tem, niște tirani locali îndrăznesc să-și deschidă gura doar pe soțiile lor, împotriva bărbaților nu ies, pentru că bărbatul poate și în bube să dea, a spus Leonid. Ea s-a uitat la el cu atâta grijă în ochi, încât chiar și ei însă și-a fost jenă de asta de ce un bărbat străin avea grijă de ea, iar soțul ei, care dorea de fapt acești copii, se prefăcea că ea nici măcar nu există. A comandat supă și a ales un desert. În sfârșit, i s-a deschis apetitul. Pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, a avut chef să mănânce bine, deși în ultima vreme nu făcea decât să slăbească, iar medicii erau îngrijorați și o monitorizau. Ce spune doctorul despre bebelușii? A întrebat ea, Spune că șansele ca totul să fie în regulă cu ei sunt prea mici. Știu că este greu să vorbești despre asta. Și eu încerc să mă împac cu ideea că este posibil să nu pot naște niciunul. Sau poate nu voi putea naște pe toți sau nu voi supraviețui. Corpul meu s-a dovedit a nu fi adaptat la trei copii, așa cum se pare, și acum cu mare dificultate susțin viața lor. Unul dintre embrioni este într-o stare foarte slabă deja putem spune că șansele ca el să se nască viu sunt prea mici. Pe lângă faptul că era greu fizic, această sarcină era dificilă și din punct de vedere moral. Ce va spune mama ei când va naște și morți, că ea este din nou defectă? Ce altceva se putea aștepta de la o femeie care își chinuie propria fică? Știu că sună groaznic, dar încerc să mă împac cu asta. În viață se întâmplă situații groaznice și, în plus, cu femeile însărcinate, aceste situații se întâmplă mult mai des decât se pare. Am deja decis ce voi face dacă nu voi putea naște bebelușii sau dacă nu voi putea lua niciunul dintre ei. Vrei să-mi spui? În niciun caz nu te voi condamna, nici măcar nu-mi pot imagina ce trăiești acum. Cred că nu îi voi lua din spital, să se ocupe spitalul de a le găsi una de post. Inima mea se va rupe. Dacă voi sta în fața unor coșciucuri mici, nu știu cum să mai justific existența. Iar dacă se va întâmpla să pot naște toți sănătoși și vii. Ei bine, atunci asta este o încercare, înseamnă că voi încerca, pentru că altceva nu voi mai avea. Leonida a pus brusc mâna pe a ei și a primit o susținere atât de puternică pe care nu o mai simțise niciodată. Nu te certa cu mine, bine! Am fost prieteni buni, chiar dacă drumurile noastre s-au despărțit apoi. Nu vreau să abandonăm prietenia noastră, ai înțeles. Acum te duc acasă și îți cumpăr toate medicamentele de care ai nevoie. Sunt un copil foarte precoce și mama mi-a născut și mai târziu. Sunt conștient de cât de scumpe sunt toate aceste vitamine și medicamente groaznice pentru femeile însărcinate. Vom lua acum totul. Dacă vrei, îți voi plăti o clinică bună cu medici normali, totul va fi de cea mai înaltă calitate. Nimeni nu-ți va spune niciun cuvânt. Îți va spune soțul tău, mama ta, pentru că totul va ieși la iveală. Mulțumesc mult! Desigur, nu voi renunța la vitaminele de care am nevoie, pentru că depinde de sănătatea bebelușilor. Dar aș vrea foarte mult o clinică și medici buni. Adevărul este că așa sunt mai mari șansele ca totul să fie în regulă cu ei, dar soțul și mama mea mă vor rupe în bucăți dacă vor afla că am acceptat ajutor. Și în timp ce Caterina vorbea cu șeful ei, în timp ce el o îndemna să meargă la o clinică bună și la medici. Amintindu-și de cât au trecut împreună când erau adolescenții, soțul Caterinei se distra cu amanta. Deja stăteau în pat, obosiți de mângâierile reciproce, râdeau, vorbeau se ospătau cu mâncăruri chinezești pe care tocmai le adusese un curier. Alina s-a ridicat în sfârșit, a luat tăvi pentru mâncarea chinezească, o farfurie pentru sosul de soia și a luat o sticlă de vin din bucătărie, pe care o vorbea cu mare plăcere acum, iar apoi va rămâne la ea. Pentru că niciodată nu conducea în stare de ebrietate. Deci, cum stau lucrurile? A întrebat Amanta, toate conversațiile importante, ea le începea strict după intimitate, pentru că el era relaxat. Era pur și simplu incapabil să se urce pe ea după ce făcea ce făcea. Am vorbit cu avocatul nostru. Cred că totul va fi în regulă. Dar spune că divorțul se poate face și în secret, dar sunt nevoie de bani pur și simplu nelimitați. Bine, să închidem subiectul. De asemenea, mi-a devenit greu. Nu, nici măcar nu-ți poți imagina cât de mult mi-a ajuns. Toată ziua stă ca un focist, oasele ies în afară, burta iese în afară. O groază, a spus Timur. S-a strâmbat când și-a amintit de soția lui. Timur a pus imediat mâna pe corpul frumos al amantei, pentru a simți că ea e lângă el. Și că nu va trebui să doarmă cu soția lui, pe care o deja banal nu o mai voia. Am rugat-o să nască un copil, nu să se transforme într-un monstru cu burtă. Dar înseamnă sigur că trebuie să divorțăm. Crezi că ea însă și va accepta divorțul? Sau vrei să o întâlnesc eu din maternitate? În plus, am o soră care lucrează în aceeași maternitate, așa că sunt conștient că ea nici măcar nu poate naște pe nimeni. Situația este mai rea decât oricând. A spus ea. Timur s-a uitat la ea serios, de parcă ar fi încercat să înțeleagă dacă spunea adevărul sau doar încerca să-l liniștească. Ar fi vrut foarte mult să spună adevărul, pentru că nu avea de gând să se implice în dispute financiare. Când Amanta s-a uitat la el, a zâmbit patjocoritor, simțindu-și propria superioritate, pentru că a înțeles că știe mult mai multe decât el. Da, există complicații, o sarcină dificilă, fructele nu funcționează cum trebuie. Se spune că dacă s-ar fi dus la spital încă din primele luni, patologiile ar fi fost detectate imediat. Ar fi făcut avort atunci, dar ea e proastă, n-a mers nicăieri, a stat acasă, a spus Amanta. Doar că ea nu a stat acasă. Timur și-a închis soția acasă, ca să nu meargă la spital, ca să nu afle cum să scape de copilul pe care el îl dorea. Un paradox ciudat, el voia un copil, dar în același timp nu voia să-l crească cumva nu i se potrivea în cap. Erau două ipostaze diferite. El voia să devină un tată clasic, care vine acasă seara, țipă la soție, iar apoi se laudă în fața prietenilor care un anumit număr de copii. Așa că care e șansa ca nimeni să nu se nască? A întrebat el, observând reacția Manta, încercând imediat să o demaște în minciună, dacă exista așa ceva. Nu știu, ea lucrează acolo, nu direct cu ea, spune că a aflat cu greu cum stau lucrurile de fapt. Toți medicii locali s-au speriat, pentru că vor fi trași la răspundere dacă ceva nu va fi în regulă. Sora a trebuit să se străduiască din greu pentru a afla și a lua această fișă medicală. Da, nu a putut să vadă prea multe, dar apoi a auzit de la medic cum a spus că șansa ca toți să se nască sănătoși este prea mică și în general spune, dacă cineva se va naște, va fi un adevărat miracol. I-a povestit Amanta, ea s-a întins pe pat și s-a întins. i fi plăcut să lase toată mâncarea de pe pat și să se predea din nou mângâierilor. Au vorbit despre faptul că copiii lui ar putea să nu se nască vi, dar lui era indiferent. Se gândea doar la cum va obține următoarea porție de plăcere alături de amanta lui. Ea se bucura de faptul că era atât de în puterea lui, că nu întreprindea nimic, ea doar continua să-l manipuleze, să verifice cât de mult îi se permitea. Ar fi grozav dacă totuși nu s-ar naște. Imaginează-ți, dacă se vor naște trei deodată, câte pensii alimentare trebuie să plătesc. Și cel mai rău este că dacă aș avea un șef bărbat, el ar înțelege, ar lua totul în considerare și, ca un bărbat normal, ar face ca salariul meu să fie în plic. Dar am o șefă femeie și ea nu va fi de acord niciodată. Acum el s-a așezat pe pat, cu spatele la amantă, și dintr-o dată s-a gândit la cât de mulți bani va trebui să dea. Pentru că salariul său era oficial. Dacă acum își putea permite să cheltuiască bani doar pe amantă, atunci mai târziu va trebui să dea o parte majoritară, realizând că nu are altceva de făcut. Așa că renunță la paternitate și nu vei plăti nimic. Care e problema? A întrebat ea. Tu chiar crezi că poți renunța la paternitate? În serios? Crezi că e așa ușor? Și apoi, dacă voi vrea copii, va trebui să-mi recuperez drepturile părintești sau cum funcționează asta? Ei bine, se indignă el, deja premeditat cât de mult va trebui să adune mai târziu aceste hârtible stemate, să se chinuie cu toate aceste acuzații, procese și alte lucruri ea l-a îmbrățișat din spate, l-a culcat pe pat și el s-a uitat la ea. Acum de sus în jos. Chiar și așa era frumoasă. Chiar și așa o atrăgea mai mult decât propria soție, care era o soție ideală, confortabilă. Dar nu avea în ea ceea ce avea amanta lui. Și de ce nu te-am întâlnit mai devreme? Așa m-aș fi căsătorit cu tine și am fi avut o familie mare și fericită te fi purtat în brațe, a spus el fericit, observând cum ea se întinde în zâmbet, își joacă sprâncenele, ceea ce le excita și mai mult. Da, sigur, țineți buzunarele mai larg și nu te voi naște. Uite-te la corpul meu, am cheltuit atât de mulți ani pe el, ca să-l strici pentru niște nouă luni. Sora mea a născut deja, sunt conștientă că nașterea este încă o floare în comparație cu ceea ce trebuie să fi legat de acest pachet care țipă toată viața care crește, iar cu el cresc și problemele. Nu sunt împotriva copiilor, dar nu sunt creată pentru maternitate. Nu vreau, a spus Amanta. Alina s-a retras la marginea patului, a închis ochii și a simțit cum el este gata să ierte totul pe lume. Iată o astfel de atitudine față de copii, față de familie. Dar el era gata să facă orice pentru a o avea alături și de fiecare dată, Alina se întreba cât de proști pot fi bărbații. Aceia care se lăsau păcăliți doar de frumusețe. Ei literalmente cădeau la picioarele ei, doar ca să fie alături de ea și, în același timp, considerau că femeile sunt proaste, deși acestea se lăsau mai degrabă păcălite de lucruri mai palpabile, decât de buze, fundițe, sprâncene, case. Dacă dintr-o dată nu se vor naște, eu o să fac cel mai adevărat sărbătoare. Ne vom îmbăta până vom cădea, ne vom distra aici, în pat, până vom cădea de oboseală. Dar numai dacă te divorțezi de ea până atunci, ține minte cuvântul meu, dacă ceva nu va merge bine, eu o să o întâlnesc eu în sămi din maternitate, îți imaginezi cum se va mira, a spus Amanta, iar apoi a izbucnit în râs și râsul ei era scârbos și subțire. Iar el se uita la ea cu gura căscată. O adora. Nu știa pentru ce merite i s-a întâmplat un astfel de fericire. Când Timur a plecat de la amanta lui, îi venea să se întoarcă înapoi cu orice preț. Dacă dintr-o dată nu se vor naște, eu o să fac cel mai adevărat sărbătoare. Ne vom îmbăta până vom cădea, ne vom distra aici, în pat, până vom cădea de oboseală. Dar numai dacă te divorțezi de ea până atunci, ține minte cuvântul meu dacă ceva nu va merge bine, eu o să o întâlnesc eu în sămi din maternitate, îți imaginezi cum se va mira, a spus Amanta, iar apoi a izbucnit în râs și râsul ei era scârbos și subțire. Iar el se uita la ea cu gura căscată. O adora. Nu știa pentru ce merite i s-a întâmplat un astfel de fericire. Când Timur a intrat în apartament, gândurile despre amanta lui încă îi bâșbâiau în cap, nu putea să se despartă de ele. Ecaterina, Ecaterina, ce naiba, la noi de ce ar nu miroase deloc a mâncare? Și de câte ori ți-am spus că dacă vin de la serviciu și o să te mai găsesc dormind, te oi scoate din casă. A strigat el, dar ea nu i-a răspuns, iar el a lovit cu toată puterea în de la dormitor, dar acolo nu era nimeni. Nimic. Liniște și pace. Când a scos telefonul, a văzut 12 apeluri pierdute de la soție, dar nu a sunat-o înapoi. Oricum s-ar fi întâmplat, ea a încetat să-i mai sune. Probabil ei deja nu-i mai păsa, doar să-l lase în pace. Gândul că i ar fi putut să piardă tripleta, l-a lovit din interior, pentru că nu voia să plătească pensie alimentară pentru trei copii. Timur a luat telefonul, a sunat pe prietenul său, care i-a promis să-l ajute cu divorțul. Celălalt a luat receptorul aproape instantaneu. Deci, ce ai aflat? a întrebat Timur, așezându-se pe canapia, pornind televizorul. Ieri se îmbătase cu amanta lui. Astăzi a venit acasă, a deschis o sticlă de bere. Cel puțin pentru a se calma puțin și a nu se gândi la cum a greșit cu alegerea soției. El a vrut să-și aleagă o femeie confortabilă, care să facă totul, dar s-a dovedit că a ales una care pur și simplu s-a transformat într-o călugăriță, nu putea suporta nici măcar o sarcină banală. Timur, poate că mâine vei veni la birou tu însuți, înțelegi, divorțul de o soție însărcinată, care urmează să nască în câteva luni, este o altă aventură. Și în plus, toate speranțele tale că ți se va transfera apartamentul sau cel puțin o parte din acesta, este tot un bluf. Aici nu pot face nimic, proprietatea moștenită nu este împărțită în căsătorie, iar dacă totuși vrei să divorțezi, sunt necesare bani, mulți bani, pentru că va trebui să încalcăm legea de mai multe ori. Mai puțin decât faptul că, conform legii, nu putem divorța în liniște. Cum să divorțezi de o gravidă, ești nebun. În general, dacă ești pregătit să plătești pentru libertatea ta, vino, vino mâine la birou, vom discuta totul acolo. Și câți bani sunt acolo? a întrebat el, dar apoi a decis să-și reformuleze întrebarea. Dacă aduc toată suma, ne putem divorța mai repede. A întrebat el, uitându-se la contul său bancar prin telefon, gândindu-se la faptul că nu este chiar atât de ușor cum i s-ar fi putut părea din exterior. Dar el voia să divorțeze de soția lui înainte de a naște, pentru ca ea să aibă mai puține șanse să dovedească că el este tatăl acestor copii. Atunci totul va fi mai ușor, nu va trebui să plătească pensie alimentară. Adică ea să-i crească cum vrea, el nu va avea nicio legătură cu asta. Ascultă, să nu discutăm asta la telefon. Îți spun așa, dacă totul va merge așa cum mă aștept, nu vor trece două săptămâni până când divorțul va fi în mâini. Mai înțeles, de la tine se cere să aduci bani și încă să nu comunici deloc cu ea, ca să nu înțeleagă nici măcar un indiciu a ceea ce faci aici, pentru că dacă va depune un proces în sens invers, că nu a fost aici, că nu a confirmat divorțul, atunci mă vor suspenda undeva și cariera mea se va termina, mai înțeles. Și mă asum riscuri doar pentru tine. Și doar în amintirea a ceea ce am trecut împreună în tinerețe, auzi. A spus destul de nervos bărbatul de la celălalt capăt al firului. Timur a fost de acord cu el pentru că înțelegea cât de mult risca. Situația era mult mai complicată decât în orice seriale sau filme. Când conversația cu prietenul său s-a terminat, el stătea și bea bere, se uita cum se schimbă viața în jurul lui. Când s-a adresat prietenului său, nici măcar nu putea crede că ar putea fi posibil să realizeze acest divorț rapid. În ciuda faptului că era nerealist din punct de vedere legal. În plus, nu numai că a mers atât de repede, dar a putut și să încalce toate aceste legi. Totul este necinstit, dacă s-ar fi aflat că au inventat o astfel de înșelătorie, ar fi putut chiar fi arestați. Așa că va trebui să țină gura închisă, să nu aibă niciun contact cu soția lui sau să-i dea creierul că totul este în regulă. El a realizat totul și, în general, va fi doar mai bine de acum înainte. El va fi un tată minunat. Dacă ea a fost păcălită și a crezut în el odată, atunci același lucru se va întâmpla și acum, și acum era sigur de asta. Ecaterina zăcea în spital de câteva zile, nu a putut să-l sune acasă și acum tot ce făcea era să încerce să-l sune sau să-i scrie ceva, deși el ar fi înțeles că se află în spital, dar, se pare, nu-i păsa deloc. Nu-ți face griji atât de mult, toți sunt așa. La început cer un copil, iar apoi se comportă ca niște ticăloși complet știi, un bărbat este cunoscut în toată splendoarea lui atunci când devii dependentă de el de tot. Ei bine, atunci își dezvăluie adevărata natură. În timp ce ești independentă, în timp ce ești toată această frumusețe și te pot lua ușor, va purta o păpușă. A spus Elena. Vecina de cameră arăta ca o simplă fată în corpul ei, dar era însărcinată, deci sarcina ei nu era atât de evidentă, cum ar putea cineva să nu fie nervos în această situație ea susținea declarația vecinei ei de cameră, pentru că, într-adevăr, el s-a manifestat pe deplin doar când a înțeles că nu va merge nicăieri de la el, depinde de el. Era trist că a avut încredere într-o persoană care a procedat astfel cu ea în cele din urmă. Dar trebuia să se adune și să se forțeze să treacă peste acest prac, să crească copii. Cine știe cât de dificil va fi acest test, având în vedere că vor fi trei copii? Nu te întrista, ai grijă de tine și de bebelușii. Acum asta este mult mai important decât tipul tău. El va înțelege încă cum s-a încurcat, dar nu imediat. Toți sunt la fel. Draga mea, trebuie să-i țin gheare, iar dacă nu le ajunge imediat ce au făcut, le ajunge în cinci ani. Va găsi o amantă, se va distra cu ea acolo, iar apoi, când va realiza că a pierdut un copil, chiar și trei, va merge să-și muște coatele. Numai că chiar și propriilor copii nu va fi nevoie de el, nici măcar un cuvânt de înmormântare, a spus Elena. Nu cred că va regreta vreodată. Și totuși mi se pare că am văzut primii clopote care vorbeau foarte clar despre ce fel de persoană este el în realitate, dar am crezut, i-am dat șanse, de nenumărate ori am crezut că totul va fi bine. Ne-am tot înrăutățit de la an la an, iar eu am devenit din ce în ce mai slabă, a spus Caterina fu pe tine, nici nu te gândi să te consideri vinovată. Femeile sunt de o sută de ori mai puternice decât par. Bărbații încă nu au înțeles asta. Curând, el va fi la picioarele tale, cerându-ți să-i permiți să fie cu copiii. Iar amanta lui va fi pe ducă la fel de repede cum va înțelege că el este un nemernic. În general, nu înțeleg ce îi face pe femei să doarmă cu bărbați căsătoriți. Adică un bărbat nu poate să se stăpânească în pantaloni, înșală o altă femeie, și chiar și însărcinată o dă cu flit. Un astfel de bărbat de încredere. Așa că ca un ceas elvețian. Un obiect de mândrie foarte îndoielnic. Și totuși, se laudă cu asta, își crește stima de sine. De fapt, ar fi trebuit să fie un motiv de rușine, nu de mândrie. Ar trebui să te îndepărtezi de un astfel de bărbat și să te bucuri. La ce dracu mai este nevoie de el? Dar dacă fidelitatea nu este o valoare pentru el, atunci să stea cu amanta lui, care este probabil la fel de proastă ca și el. Ecaterina zăcea în pat, i se interzicea să se ridice. Ea se ridica doar ocazional pentru a merge la toaletă. Se străduia să nu bea prea mult, pentru a nu fi nevoită să se ridice prea des, deși era greșit, dar nu avea nicio putere, iar dorința ei era să fie externată cât mai curând posibil, să plece acasă, pur și simplu să doarmă în patul ei, care cel puțin îi părea confortabil. Dar acum, pe patul de spital, nu putea nici măcar să tragă un pui de somn, nu putea închide ochii pentru mult timp. Medicii care se învârteau în jurul ei o linișteau uneori, alteori ei spuneau că ar fi mai bine să se pregătească pentru ce mai rău. Și în general, să vină cineva din familie, pentru că îi va fi foarte greu să treacă prin aceste momente singură. Dar cunoscându-și proprii ei rude, mai bine va trece prin asta singură decât să-și permită mamei sale să fie lângă ea. Și cu atât mai mult soțul ei, care nici măcar nu a avut mila să-i sune măcar o dată în aceste zile, nu să vină. Sincer să fiu, îi invidia foarte mult pe toate femeile la care veneau soții, unele erau atât de vesele, fericite, ieșind în hol, unde erau întâmpinate de soții lor cu buchete mari de flori, le dădeau mâncare, dulciuri. Cumpărau vitamine și medicamente. Desigur, nu era singura așa, aici erau destule singuratici care se descurcau singuri și este bine că s-au unit între ele, mergeau la rând la magazin, uneori împărțeau mâncare adusă de rudele rare, care clar nu ardeau de dorința de a menține legătura cu ele. Mama mea nu vrea să vorbească deloc cu mine, spune că am adus-o într-un tiv. Deci, după părerea ei, ar fi trebuit să omor copilul, și dacă aș fi omorât copilul aș fi fost o fiică bună, dar dacă am decis să dau viață unui copil sunt o ficărea. Iată unde este logica în capul mamei mele, se indigna o tânără viitoare mamă, stând într-un coridor mic unde petreceau adesea timp împreună. Amia, din potrivă, urla ca tăiată să nu merg la spital, trebuie să fac screening la spital, să verific dacă nu există patologii, iar ea se temea că o vor alergă să facă avort. Un asemenea cretinism jurcă țipă prostia în toată camera, căci sunt ele însele mame, ele însele au născut. Știu ce e aia," a spus alta. O, că nimic nu știu ele, au născut și le-au lăsat pe părinții lor, toate au fugit la muncă și le-au lăsat pe bunicii și bunicii noștri pentru toată vara, iar apoi stau, își dau din mâini și spun fraza lor de succes, de parcă, și tu ce voi ai? Toate se descurcă și tu corectează-te, spunea încă una. Da, 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 și maică-mi-a tot timpul spune. Că și în pe vremuri, iar eu îi zic. Mamă, știi tu în general câtă mortalitate era atunci și printre copii, și printre mame. Mă revoltam tânăra viitoare mămică, care era atât de fericită că a găsit oameni cu aceleași idei. Acum putea să vorbească pe săturate. La capătul coridorului apăru o figură cunoscută. Ecaterina Tresări, pentru că a recunoscut-o pe mama ei. Ea s-a speriat atât de tare. A vrut să se ascundă. Altele femei nu au putut să nu observe că era atât de speriată. Așa că repede înapoi în cameră, nu avem nimic de ars sau de răspândit, a spus Angelina Stanislavovna. Ea a luat-o literalmente de braț pe fica ei însărcinată, care avea burta chiar mai mare decât a celor care trebuiau să nască. Uite, urmează să naști, a spus ea. Până la naștere mai erau încă câteva luni. Copiii nu erau încă dezvoltați suficient pentru a supraviețui dacă ar începe brusc contracțiile. I s-a pus deja de două ori perfuzie pentru a preveni acest lucru, și cu cât stătea mai mult acolo, cu atât înțelegea mai clar că va sta acolo până la naștere. Fetele s-au uitat una la alta iar una dintre ele a deschis ușa pe furș pentru a monitoriza situația, dar femeia a închis-o imediat, s-a enervat, a strigat ceva la gravide, iar apoi, după ce a închis ușa, a început să vorbească cu fiica ei. Ce e asta aici? O grupă de susținere pentru găini. Ce femei proaste sunteți aici? Iar eu jur că trebuie să te ții de bărbat. Ea s-a alăturat acestui grup de femei, nu poți fi prietenă cu femeile. Femeile sunt un gem de șerpi. Singurul tău prieten este soțul tău, ai înțeles. A spus mama ei același lucru, amenințând cu degetul, dăruindu-i fiicei sale să înțeleagă că nu avea de gând să cedeze instrucțiunilor sale. Mamă, mă simt atât de rău aici. De ce ai venit să mă aduci la penitenciar? Soțul tău a adus acasă amante în timp ce tu ești aici și te distrezi. Ecaterina a încremenit. Ea bănuia că soțul ei o înșeală, dar nu credea că el ar aduce amanta în propria ei casă. În timp ce ea va fi acolo, încercând să ducă la termen o tripletă, el se va distra pe rupte. Nu-i putea crede că el este în stare chiar și de asta. Era un om care, se pare, era capabil de orice, de la un om care nu are niciun pic de rușine sau conștiință, doar un număr infinit de minciuni și o natură trădătoare. El se distrează acolo, iar tu ești aici, așezată. Hai să ne strângem lucrurile și să plecăm acasă, înainte să distrugi definitiv familia cu lenevia ta. Ea a adus o geantă întreagă pentru a strânge lucrurile fiicei sale și a început imediat să le strângă, punându-le în geantă, chiar și în ciuda surprizei Maria Ecaterinei. Mamă, nu sunt la un sanatoriu. Aici încearcă să-mi salveze viața băieților mei, iar tu vrei să mă duci acasă lasă-i să facă ce vor cu apartamentul. Nu înțelegi că viața copiilor mei depinde de faptul că sunt aici. A strigat Caterina, fiind deja epuizată să asculte tot nebunia pe care încerca să-i o bage în cap mama ei. Toată viața ai suferit cu tatăl tău, tot ai spus că asta este crucea ta, așa că de ce dracu vrei să mă duci în aceeași robie? El este ultimul om, mă urăște. Nu a sunat niciodată cât timp am stat în spital, nu mi-a dat voie să fac avort, i-a abandonat pe copii, iar el se distrează în apartament cu amanta. Și tu îmi propui să-mi risc sănătatea copiilor doar pentru a scoate din patul nostru o proastă. I-a strigat atât de tare încât probabil a speriat jumătate din secția de spital. Țiptul ei era sfâșietor, dureros, literalmente pătrundea în inimile tuturor. Și cine ar fi putut crede că în acest departament se întâmplă atâtea povești sfâșietoare? Nici măcar o telenovelă nu se putea compara. Și ce, cum s-ar putea întâmpla asta? Te gândești cum vei crește acești trei copii, dacă ei nu se vor naște deloc. De ce aveți nevoie de o mamă proastă? A strigat femeia. Ecaterina și-a acoperit pur și simplu fața cu mâinile. Nu mai avea nicio forță să se opună mamei sale. Ea voia doar să plângă, să se îngroape undeva în pământ, ca să se termine totul. Așa că ieșiți afară, îmi pare rău că am intrat în cameră. A spus o femeie robustă cu o coafură de metru în lățime. Aceasta era o asistentă medicală locală, pe care toată lumea o respecta puțin, dar care nu a jignit niciodată pe nimeni. Era deosebită de strictă, dar în același timp, dacă era nevoie de ajutor, era gata să vină chiar și în mijlocul nopții. Și în același timp, nu a spus niciodată un cuvânt urât nimănui. Și încă o asistentă medicală mă va învăța viața, iar asta este fica mea și eu voi decide ce va face, a spus Angelina Stanislavovna, privind-o pe femeie cu dispreț. Fica ta este deja adultă și poate decide singură unde merge. Unde nu merge, dacă nu ieși acum, te vom scoate pur și simplu afară și drumul îți va fi interzis. O mamă ca tine ești așa, dacă încerci să o salvezi, a întrebat asistenta medicală. Soțul ei a adus o amantă acasă. Vreau ca el să nu-i salveze, iar tu te baci cu sfaturile tale nepoftite, a spus Angelina Stanislavovna. Dacă soțul ei, în timp ce ea se luptă pentru viața copiilor, a mers la stânga, atunci n-ai n-aiba să fie un astfel de soț în general, a spus asistenta medicală, apoi, uitându-se în coridor, a strigat. Andrei, să scoți afară pe această mamă, uite, crezi că poți veni aici și să comanzi. Nu ești nimeni, dragă Maia, așa că ieși afară, altfel te vom scoate de aici de mână într-o clipă. A spune că Angelina Stanislavovna s-a simțit jignită până la groază este puțin spus. Ea a nebunit, s-a uitat la fiica ei în speranța că va pleca cu ea, dar fata și-a pus ambele mâini pe burtă și pur și simplu nu s-a dus nicăieri, în speranța că mai are o șansă să-și salveze bebelușii, pe care la început nici măcar nu îi voia. Iar acum nu-și putea imagina ce se va întâmpla cu ea dacă nu-i va vedea niciodată. Acești bebeluși. Deci, așa cum ai decis să procedezi cu mama ta, așa, nu, ei bine, nimic, cum vrei, fiică, dar doar nu-mi suna mai târziu, nu te voi duce de aici niciun ban. Nu mă ruga, înțelegi. Și dacă chiar vei muri cu acești monștri, nu-mi voi pune mâinile pe mine, ai înțeles. Ai văzut cu ochii tăi ce ai ales, ai ales un astfel de bărbat, deci suferă singură cu el. Doamnă, închideți deja gura, nu înțelegeți în ce stare este ea a întrebat acea viitoare mamă tânără, care însă și nu putea găsi un limbaj comun cu mama ei și simțea un fel de sentiment neplăcut, compasiune, realizând că nu numai ea are astfel de probleme cu mama ei. Iar tu ia-ți gura de la tine, uită-te la tine, ai cel puțin 18. Nu s-a învățat încă, probabil că ai sărit în pat, nu trebuie să fii inteligent pentru a ți despărți picioarele, a strigat Angelina Stanislavovna. Bărbatul robust care a intrat în camera a luat-o pe Angelina Stanislavovna de sub braț și a început să o conducă afară, dar ea a intrat în panică și a vomitat și a spus că va merge singură, dar chiar înainte de a ieși din cameră, s-a întors brusc. Te blestem, auzimă, ca acești monștri să nu se nască, a înțeles. Blestemul mamei este cel mai teribil. Să vedem cum vei trăi acum cu o astfel de povară, a spus Angelina. Imediat ce a fost scos afară, Ecaterina s-a așezat pe marginea patului și a acoperit fața cu mâinile. Dar nu a plâns, în ultima vreme nu-i mai venea să plângă, nu mai avea lacrimi. Era atât de obosită, epuizată, nu mai dorea nimic, doar să privească ce se întâmplă, să aștepte până când în sfârșit se vor naște copiii ei. O, dragă, nu te îngrijora, văd de astfel de mame. Ea însă și a ajuns în viață la o catastrofă completă și o trage pe fica ei în același mlaștină. Pur și simplu se teme că vei trăi bine. Ea a suferit. Nu te îngrijora. Întotdeauna în viață totul se întoarce ca un bumerang. Mama mi-a spunea că Dumnezeu nu vede puțin. Toți umblăm sub Dumnezeu, așa că nu te îngrijora. Ea va primi și ea. Nu ține ura pe inimă, odihnește-te, dormi, totul va fi bine, vom face tot posibilul să-ți salvăm băieții, a spus asistenta medicală. Fata era nebunește recunoscătoare ei, singurul om care era dispus să o susțină, și, în general, toate femeile care stăteau înainte în coridor au intrat la ea pe rând, au susținut-o, i-au povestit poveștile lor. I s-a părut că nu mai era atât de singură și de frică că, chiar dacă va rămâne singură, Va putea crește copiii și va putea trece prin toate dificultățile, oricât de insuportabile ar părea ele. Tu, cel mai important, nu te descuraja, a spus vecina de cameră, așezându-se lângă ea. Știu cum ți se pare. Și mie mi-a înșelat când eram în trei luni, iar atunci am ajuns la salvare pentru prima dată. Și iată că după o lună, iată-mă din nou aici. Și totuși, a jucat în șapte, nu i-a plăcut și totul. A trăit ca s-a numit la noi în țară, bărbații pot juca în șapte și să dispară, iar femeile sunt prosti. Doar ajută astfel de bărbați prin faptul că tot timpul spun că o femeie de naștere pentru ea însă, și nu pentru copii. Dragă, copilul meu apare într-o familie pentru a fi crescut de mama și tata. Nu pentru sine, idioțenie. Ce fel de astfel de bărbați să-i justifici, tot vei putea, fată, a mea, iar eu îți voi da bani pentru taxi. Când vei fi externată, vei merge cu taxiul cu confort acasă, îl vei scoate pe acest idiot din apartamentul tău și bob lui acolo, a spus Elena. Ea vorbea cu un glas atât de vesel, de parcă nimic nu o mai supăra. Desigur, ea înțelegea în ce stare se afla Ecaterina, dar era puțin probabil să le poată înțelege pe deplin. Era înfricoșător, pentru că Elena urma să nască un singur bebeluș, iar Ecaterina avea să nască trei. Chiar și cu un singur copil singură era greu, iar cu trei ar fi insuportabil, dar în fiecare zi Caterina se pregătea să rămână singură cu ei, să reziste și fără soț, și fără mamă. Copiii nu vor fi mereu bebeluși, la un moment dat vor crește și va fi mai ușor. Va apărea posibilitatea de a-și acorda timp pentru ea însă și și pentru propria viață. Principalul lucru este să reziste. Primii ani sunt cea mai grea perioadă, primele crize care vor începe pentru toată lumea imediat și simultan. Nimeni nu ar fi putut crede că în următoarele câteva zile va avea loc un alt scandal care va ridica pe urechi întreaga spital. Când într-un coridor a apărut o tânără foarte tânără, avea un aer atât de triumfător, încât nimeni nu putea crede că a venit aici pentru a strica și fără a fi nevoie situația grea unei femei însărcinate nefericite, care abia se descurca. Cu fiecare zi, diagnosticul devenea din ce în ce mai grav, medicii deveneau din ce în ce mai nervoși, iar femeia tânără își pierduse orice speranță că totul se va rezolva. Pot să intru? a întrebat Alina. A băgat capul înăuntru, uitându-se în cameră. Nimeni nu ar fi lăsat-o pur și simplu așa, dar sora ei lucra aici și, se pare, i-a dat un fel de permis deoarece a fost lăsată să intre, deși nu avea niciun fel de rude aici, dar aspectul acestei fete era atât de mulțumit, atât de fericit, încât nu a putut să-și ascundă zâmbetul. Ea strălucea de plăcere, anticipând viitorul apropiat. Tu cui? A întrebat Elena. Oh, eu, eu sunt la Ecaterina," a spus ea, absolut mulțumită de faptul că a tras atenția și că își poate continua campania de cucerire a unui om care nu merită niciun deget. Dar el avea bani și era complet în puterea ei. Ea spera că va putea să-l manipuleze în continuare și că nu va merge nicăieri. Eu vă cunosc." a întrebat Ecaterina. Greșit, Ecaterina a crezut că au venit de la serviciu cu siguranță au găsit unele probleme cu documentele pe care le-a lăsat. Ea a devenit brusc agitată, a crezut că i-a pus în pericol pe oamenii care continuau să lucreze în timp ce ea zăcea acolo, în spital. Poate că din auzite, poate știți, deși nu sunt sigură, am adus aceste hârtii. Vreau să văd cum reacționați, a spus direct Amanta. Elena, care se ridicase din pat, părea că a înțeles totul mult mai devreme decât cei nefericiți. Ecaterina era atât de supărată, încât gândea mult mai prost. Și arăta atât de nefericită, atât de obosită, încât era greu să o privești. Ochii se înfundaseră, se îngrășase și mai mult, iar burta, care era nenatural de mare, ieșea înainte, creând impresia că era oarecum disproporționată. Este puțin probabil ca aspectul să fie acum prioritatea pentru Ecaterina. Ce hârtii? A întrebat Ecaterina într-un fel stupid, se pare că încerca să înțeleagă ce se întâmplă. Ai probleme de auz din cauza sarcinii? A întrebat Alina. Uite, uită-te și vezi cum reacționezi. Când femeia a luat hârtiile, a văzut cu ochii ei că soțul ei divorțase de ea în secret și nici măcar nu o sunase în timp ce ea încerca să-și salveze viața copiilor ei. I s-a făcut rău. Gâtul i s-a umplut de greață și a venit să se repede la această fată. Dar nu pentru că era amanta, ci pentru că se bătea de ea, se umilia cu toată ființa ei, arătând că era indiferentă de starea ei și de copii. Principalul lucru este că ea l-a luat pe bărbat, care nu merită deloc. Elena a împins pur și simplu amanta afară din cameră. A început un haos, cum a ajuns acolo și, se pare, va trebui să plătească nu numai de la această amanta, ci și de la sora ei, care a permis-o. Ea era în așteptarea unui reproș de la conducere, sau poate ceva și mai rău, pentru că și așa toată lumea se îngrijora de această femeie nefericită, a cărei sarcină era o problemă uriașă. Elena a smuls foaia din mâna Caterinei, a zdruncinat-o și a aruncat-o la coș. La naiba cu el. Doar gândește-te, această doamnă se bazează pe faptul că vor avea un viitor fericit. Ea crede că el o va trata diferit decât pe tine, da, țineți buzunarele strânse, lasă-l să guste din acest trandafir. Iancă va înțelege cum s-a încurcat cu tine. Totul, fără lacrimi, uită-le ca pe un coșmar teribil. Și bucură-te, nu trebuie să divorțezi mai târziu. Niciun proces. El este un idiot, a făcut totul pentru ca tu să fii acum complet liberă. El nici măcar nu știe că va fi totuși considerat tatăl copiilor tăi, așa că este un prost și vei scoate din el pensia alimentară până la ultima monedă, ca să-și cunoască locul. Iar amanta să se scurgă de salivă mai târziu, văzând cum banii din presupusul buget familial curg spre tine. Elena vorbe atât de vesel, atât de fericită, încât chiar și Ecaterina însă și s-a simțit puțin mai ușoară. Ea a simțit că se simte mai bine, dar nu pentru mult timp. Noaptea a devenit mult mai rău, au fost chemați medici, au fost duși la terapie intensivă. Și acum toți cei care o susțineau stăteau de-a lungul coridorului, mergeau dintr-o parte în alta și așteptau verdictul. Operația a durat mai mult decât se așteptaseră. Inițial, atât medicii, cât și Ecaterina nu știau cât timp a trecut. Ea zăcea pe pat, privind în tavan. Cât timp a stat în terapie intensivă? Câte cuvinte din partea medicilor au auzit? ce se întâmpla în capul ei. Ea nu putea răspunde la aceste întrebări, mai ales după ce anestezia a început să se retragă. A venit medicul, a spus că au încercat să salveze bebelușii, că nu e vina ei. El a ascultat înțelegea într-o oarecare măsură, dar încă mai înțelegea că pur și simplu nu poate accepta faptul că nu va mai avea niciodată tot ce avea, burta uriașă, neplăcerile, problemele de sănătate constante, dar cel mai important, ei erau vii, respirau în ea și erau gata să apară pe lume. De câte ori medicii au spus să nu-și facă speranțe de șarte, pentru că șansele erau prea mici. Ea nu știa, nu i-a văzut nici măcar, pentru că totul era, se pare, foarte rău. A venit din nou medicul, a spus că totul este în regulă, că totul se va îmbunătăți, că și sănătatea ei se va îmbunătăți, va trebui să ia vitamine, să vorbească cu un specialist pentru a nu cădea în depresie. Ecaterina zăcea pe pat, număra tavanul, apoi înapoi, din nou tavanul și înapoi. Uneori părea că nu va putea niciodată să adoarmă, iar apoi se prăbușea în neant, apoi din nou simțea că se trezește și simte durerea în tot corpul. A întrebat medicul. Vocea ta o știu, ai venit la mine, a spus ea. El a dat din cap cu atenție. Cred că o să te putem externa în curând, dar ai pe cineva care să te ia. În prezent, ești într-o stare în care nu te-aș recomanda să rămâi singură, a spus el, încercând să vorbească la fel de calm ca și înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El a ascultat și în capul ei era un haos, gânduri stupide și regrete că s-a îngrijorat atât de mult și s-a învinovățit, deși s-a spus în mod repetat că nu e vina ei, că nu se putea face nimic. Nu era vina ei. Medicul și-a pus mâna pe palma ei, a încercat să o aducă puțin la simțiri, iar ea, simțindu-i grija, a zâmbit ușor. Am bani, dar o să ajung cu taxiul, a spus ea, iar el a dat din cap. Am făcut tot ce am putut, chiar așa, a spus el, iar pe fața lui se vedea în mod literal în ce stare groaznică se afla. Nu vă faceți griji, înțeleg totul. M-au avertizat de o sută de ori să nu-mi fac speranțe. Toți au spus că șansele sunt prea mici. Ei s-au dezvoltat prea încet, și eu m-am stresat prea mult. El doar a privit-o, iar apoi a venit o altă femeie. Se pare că era psiholog, a vorbit, a ascultat-o mult timp, i-a dat niște sfaturi și i-a dat niște speranțe. Ecaterina era nebunește recunoscătoare acestei femei, care cu toate forțele ei încerca să-i țină conștiința pe linia de plutire. Mai puțin și Ecaterina ar fi căzut într-o nebunie, ar fi înnebunit, nu ar fi putut să-și revină, în interior totul s-a răcit. Când veți fi externată, va fi o perioadă mai grea. Iată numărul meu de telefon, sunați-mă oricând, a spus femeia. Ea zâmbea. În noua ei zâmbetă nu era răutate, ca în zâmbetul mamei, ci compasiune, empatie, o anumită bâlândețe, care cu fiecare conversație devenea din ce în ce mai palpabilă. Și iată că Ecaterina a rămas din nou singură în cameră și din nou îi se părea că nu va putea niciodată să doarmă. O învăluiau temerile, îndoielile, sentimentul de vinovăție, iar ea știa că trebuie să se calmeze cu adevărat până nu se va duce la capăt. A trecut o săptămână întreagă, mama nu a sunat, fostul nu s-a anunțat. Acum și soțul a dispărut. El a divorțat de ea pe ascuns, în timp ce ea zăcea în maternitate și aștepta gemenii. Iar acum ea zăcea și ea în maternitate, dar în totală singurătate, pentru că bebelușii nu au putut fi salvați. În fiecare zi cu ea vorbea aceeași femeie plăcută. Treptat, durerea de la asta s-a retras. Ea credea că cel puțin unul dintre bebeluși va veni cu siguranță la ea când va fi pregătită să devină mamă din nou. Și atunci ea va duce până la capăt termenul, o va îmbrățișa, o va strânge la piept și îi va spune cât de fericită este să-l vadă din nou. Iar acum, femeia care era astăzi șefa de tură în acest pavilion i-a adus o foaie de externare a venit cineva după tine, a spus ea. Vă ajut să luați geanta, nu vă faceți griji, totul este în regulă, mergeți și copiii. Vă ajut, a spus ea. Ecaterina a auzit că au venit după ea, dar era greu de crezut. Nu avea nicio suflet viu. Spera că este o greșeală. Cel mai groaznic lucru pentru ea ar fi ca soțul ei, împreună cu amanta, să vină și să se bată de ea. Asta ar fi cel mai dureros, literalmente s-ar rupe. A devenit puțin înfricoșătoare, iar în același timp a apărut un sentiment că ea parcă deja zboară de pe șine. Dar când a ieșit, a încremenit văzând cine o întâlnește. Șeful, același cu care erau atât de buni prieteni, care o cunoștea ca pe propria lui palmă, se pare că a fost cel care a fost alături de ea în cele mai grele momente pentru ea. El ținea în mână un buchet mare de trandafiri și zâmbea apologetic, iar ea vedea că știe perfect tot ce s-a întâmplat. Leonida a sărit din mașină, a luat-o de geantă, a așezat-o cu grijă în mașină, ca și cum ar fi fost o statuie fragilă. Se temea să o atingă. Atenta a spus el, închizându-i centura de siguranță și verificând dacă este confortabil așezată. Ești flămândă. Greu de crezut. Ai stat atât de mult în spital, desigur că ești flămândă. Mâncarea de acolo este oricum cumva. Ecaterina avea senzația că încă se află într-un vis. Totul era atât de ciudat, tulbure, nefiresc. Ascultă, Ecaterina, știu că probabil acum cred că fac ceva greșit. Hai să-ți explic ce vreau și apoi vom vorbi față în față, bine. A spus el. vocea ai tremura. Se temea, se pare, să-i spună ceva ce ar trebui să o întristeze cu siguranță. Ecaterina vedea cât de mult se temea să o întristeze. I se părea trist că acest om se îngrijorează atât de mult de ea, în timp ce soțul ei a abandonat-o în spital, crezând că nu este obligat să o viziteze. El a dispărut din viața ei, dar în ultima vreme i a început să creadă că, de fapt, este mai bine așa. Elena, care a fost externată din spital înainte ca Ecaterina să fie mutată într-o cameră normală, avea dreptate. Știu ce s-a întâmplat cu tine, dar ți-am plătit un psiholog pentru un an. Vrei să mergi la ea la ședințe? Vrei să-i suni? Ea este acum întotdeauna la dispoziția ta. În primul rând, m-am ocupat de soțul tău, sau mai bine zis, fostul tău soț. Apartamentul tău este complet curat, am chemat un serviciu de curățenie. El nu va mai apărea niciodată. Am schimbat și încuietorile, așa că nu trebuie să-ți mai faci griji. Am reușit să ajung la o înțelegere cu mama ta, pentru că se pare că, în general, i-a luat zborul. Și ai făcut atât de multe doar pentru mine. A întrebat ea, privindu-le cu o tristețe nedefinită. I s-a făcut brusc rău când a văzut expresia ei. I-a părut milă de ea că nu știe ce înseamnă să ai un bărbat alături. Așteaptă, Ecaterina, nu am terminat. Vreau să mergi acasă cu mine. Voi comanda mâncarea acasă. În niciun caz nu se va întâmpla nimic până când nu vei vrea, și dacă nu vrei deloc, nimic rău. Tu nu-mi datorezi nimic. Nu sunt unul dintre ace nemernici care fac ceva doar pentru a obține intimitate. Am un apartament bine utilat, am o menajeră, poți să te relaxezi liniștit, să te uiți la filme și seriale, la orice vrei, cel mai important este să te relaxezi. Iar apoi, dacă dintr-o dată vrei, am putea să fim împreună, pentru că tot timpul am refuzat să-ți propun ceva, știind că ești căsătorită, și știam că ar fi fost degeaba. Ai fost mereu prea serioasă în acest sens. Gândește-te, poate când vei fi pregătită. Și aș fi bucuros dacă nu vrei, atunci nimic, la mine vei putea să te refaci și nu trebuie să te îngrijorezi de nimic. El privea, era chiar și dureros să vadă că un om absolut străin îi oferă atât de mult ajutor. De fapt, el nu îi datora nimic, ea nu-l ceruse de nimic. El făcea totul pentru ca ea să se simtă mai bine, mai ușor. Lasă ceea ce vor spune ceilalți. Știu că pentru mine este, probabil, o noutate, dar bărbații adevărați se comportă așa, pur și simplu ajută femeia, nu așteaptă nimic în schimb. La urma urmei, eu pur și simplu te ajut, nu aștept nimic în schimb, vreau ca persoana care îmi place să se simtă mai bine. Acest, care a fost soțul tău. Îmi pare rău, dar nu seamănă deloc cu un bărbat. Spune, vrei să mergi la apartamentul tău sau totuși vei merge la mine? Ea a spus că va merge la el, el i-a spus atât de multe. Ei voia să știe dacă în spatele cuvintelor sale există măcar puțină adevăr. Ce se va întâmpla mai departe, dacă va merge cu el? Când au ajuns, ea a fost surprinsă de cât de frumoasă era apartamentul lui. Interiorul era stilat, întunecat, ea se uita cu plăcere la cât de frumos era totul. Și cu cât trăiau mai mult împreună. Cu atât mai des observa că îi place foarte mult să trăiască cu el sub același acoperiș. El era bun, grijuliu, interesat să o facă să se simtă bine. El nu o ofensa niciodată, nu-i cerea niciodată nimic, dar în același timp era mereu acolo când avea nevoie de ajutor. El se comporta ca un adevărat bărbat, îi oferea o mână de ajutor în orice situație, își asumă toată responsabilitatea nu se temea de nicio problemă, era mereu pregătit să-și asume și mai multă responsabilitate pentru a o asigura, pentru a-i oferi familiei lor o viață confortabilă. Când îi cumpăra sau îi dăruia ceva, mai ales cadouri scumpe. Iar Leonid era teribil de mândru de ei, tot repeta că un bărbat adevărat se mândrește când îi face cadouri femei sale. Că nu trebuie să stea cu prietenii, să-i numească pe bărbații normali călcâie, să bea ceva în garaj și să se autoafirme pe niște fleacuri. Am o familie și sunt gata pentru multe pentru această familie. Repeta el, sărutându-i capul, când ea îl privea cu uimire de fiecare dată. Treceau zile, săptămâni, luni. Cu cât trăia mai mult cu el, cu atât mai des se gândea la faptul că acesta era cel mai adevărat dar al destinului. Acum avea un număr puternic deși ea credea că toată viața ei va fi concentrată doar pe faptul că va trebui să o îndure pe ea însă și. Ea a fost întotdeauna frică să fie acea femeie care și asumă totul pe propriile ei umeri și, apoi, luând asupra ei cât mai multă responsabilitate, încearcă să iasă din coșmarul în care se afla. La ea erau astfel de femei care făceau totul singure. Le era bine, nu depindeau niciodată de nimeni, se simțeau grozav, dar ea a vrut întotdeauna să aibă o familie, să aibă un soț, să poată conta pe cineva în familia ei, nu doar să trăiască încercând să îndure totul pe propriile ei umeri. Între timp, Timur, care a fost pur și simplu uluit când a fost evacuat din apartament, acum nu știa cum să-și organizeze propria viață. El se aștepta ca soția, zdrobită de durere, să nu se lupte pentru proprietate când a aflat că feii săi nu s-au născut, a fost atât de fericit încât nu-și putea crede că va scăpa în sfârșit de frica de a plăti o cantitate imensă de pensie alimentară. Iubita lui era, de asemenea, fericită și în ciuda faptului că mama Caterinei vizita apartamentul destul de des, ea a făcut scandaluri. El era gata pentru orice, doar pentru a rămâne în această încăpere. Dar cu cât trăiau împreună, cu atât mai multe probleme avea. Și apoi a apărut un tip solid cu prietenii săi, i-a dat afară, iar apoi a aruncat toate lucrurile. Dar niciuna dintre poliție nu va putea ajuta aici, deoarece, conform legii, Timur nu avea nicio legătură cu acest apartament. Acum stătea în sufragerie, se uita la pereții scorojiți și, în comparație cu apartamentul frumos și îngrijit al fostei sale soții, aceasta semăna mai mult cu o casă de țară, care le nerva teribil și în care nu voia să fie. Nu există niciun dracu și în general, de ce m-am legat de tine dacă nu ești capabil să faci chiar și un simplu reparații și de ce m-am lăsat păcălită? Ești doar o pușlama care stă și nu face nimic toată ziua. A spus Alina morocănos. Dar tu ai vrut să fim împreună, iată-ne împreună, ce este din nou greșit? A întrebat el zâmbind, iar ea l-a privit cu o astfel de furie. Ce mi-a venit să-l fac să tacă? Așa, dacă nu ți închizi gura acum, ți o închid eu singură. Tu ai tot zis că mă iubești, că vei face totul pentru familie. Iar acum ce se întâmplă? Doamne, oare ești chiar nemerniculă la care nu va face nimic pentru familie? Vrei să te așezi pe capul meu? Nici nu te gândi. Nu am de gând să te întrețin și să te hrănesc ca pe prea sfânta ta soție, a spus Alina cu o privire furioasă la bărbatul care o enerva acum prin simpla prezență. Ea își plestemă ziua în care l-a cunoscut, când a mers la soția lui. A făcut un scandal acolo și a dus femeia însărcinată la isteria, iar acum Alina era însărcinată și ea, deci nu voia deloc. Dar spera că sarcina o va ajuta să-l schimbe pe bărbatul care i-a făcut chiar și o cerere în căsătorie. Timur, însă, era ferm hotărât. El ieșise din căsnicie și nu voia să intre din nou într-o relație, doar pentru a pune din nou o ștampilă în pașaport sau pentru a-și pierde aproape singura șansă de a trăi în lux. El refuza să creadă că va trebui să se cufunde din nou în toate aceste probleme. Și Alina, când a aflat că termenul pentru avort a trecut, că va trebui să-l tărască pe bărbat pe spinare, a fost pur și simplu furioasă, dar el zâmbea și spunea că nu s-a întâmplat nimic rău. Tu ce credeai că voi rezolva ceva acolo? Mulțumesc, dragă, nu-mi trebuie, a spus ea. Ți-am spus de la început că nu vreau căsătorie. Nu vreau să văd cum te transformi într-o țărancă ca fosta mea soție. O ofertă tentantă, dar cred că o voi refuza. A fost decizia ta să păstrezi copilul, așa că nu te poți baza pe mine. Ești nebun. Ai stat aici în genunchi să-mi cer să, să păstrezi copilul, iar acum spui că a fost alegerea mea, s-a indignat Alina, care pur și simplu nu-și credea ochilor. Și tu ai capul pe umeri, puteai să mergi să faci avort. Tu știi foarte bine ce fel de om sunt. Nu mai toarnă acum că eu sunt de vină pentru tot. Învață să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta, a spus el destul de brusc, ridicându-se de pe loc. Alina stătea și se uita la el din colțul ochilor, furioasă și iritabilă. Simțea că-l va sfâșia în bucăți de îndată ce se va simți puțin mai puternică în picioare. ce ți invidia că soția ta e cu un tip bogat, trăiește bine, nu duce lipsă de nimic, iar tu stai și nu poți să-ți desprinzi fundul de pe canapea. Totul îți va reveni, totul va reveni ca un bumerang, cum i-a mi revenit mie. O să-ți iau pensie alimentară și stresul, poți să mă crezi. A spus ea cu o expresie de ură pe față i-a apărut un zâmbet malefic. Nu sunt soția ta, eu îți voi arăta unde zacraci. O să te trag de urechi pentru toate faptele tale, încât îți va fi puțin. El a privit-o și a fost frică. Într-un moment, a realizat că i-a spunea adevărul. Ea chiar îl putea distruge cu aceste amenințări. Pe de o parte, îi plăcea să-și țină lângă el pe iubita lui, iar pe de altă parte, îi era frică să fie împreună cu ea și să fie nevoit să vadă cum se schimbă corpul ei și întreaga lor viață din cauza sarcinii. S-a ridicat și a ieșit în bucătărie. Cuvintele ei l-au atins adânc, dar el știa că soția lui trăia foarte bine. O văzuse de curând căsătorită cu un tip bogat dar spre deosebire de trecut, când arăta mai mult ca o păpușă de cârpă cu care se jucau de cel puțin 10 ani, acum arăta pur și simplu superb. Coafură, manichiură, machiaj, toată floare și frumoasă, de parcă nu ar fi fost niciodată soția lui. Și-a amintit cum a văzut-o pentru prima dată, aproape un an după divorț, și era atât de frumoasă, încât în interiorul lui totul s-a întors de la invidie. Și de ce nu putea fi așa de frumoasă când era împreună? De ce nu putea să aibă grijă de ea când erau căsătoriți? Dacă ar fi fost așa, poate că nu s-ar fi despărțit niciodată de ea. Tu tot nu vei pleca de lângă mine, așa că știi. Poți să să-ți transfer salariul în plicuri, dar eu voi cere pensie alimentară în sumă fixă. Dacă fuci de mine, ai înțeles. Vei fi obligat să mă porți în brațe, ai înțeles. Nu contează că ai abandonat-o pe soția ta. Acum trăiești o viață de care tu însuți vei fi șocat. A spus Alina, râzând singură. Râsul ei nu-i plăcea deloc. În ultima vreme, se gândea că trebuie să se despartă de ea. Cu cât petreceau mai mult timp împreună, cu atât era mai rău în aceste relații. Ea părea să devină mai rea, mai furioasă față de el. El înțelegea că cel mai probabil era vorba de hormoni. Ea-i poveste absolut tot ce-i se întâmpla în timpul sarcinii, și el începea să regrete că a acceptat acest pas. Da, a reținut-o lângă el. Dar la ce preț? Ascultă, hai să rezolvăm cumva această problemă. Eu te-am privit întotdeauna cu atâta dragoste. Te-am iubit atât de mult, încât mă durea de toate aceste sentimente. Pur și simplu nu știu ce să fac mai departe. Am vrut să fiu cu tine ca să avem un copil, dar tu ești o cățea nenorocită. Deci sunt o târfă nenorocită și m-ai iubit pentru asta. Dacă nu ți-ai dat seama că tot ce ai iubit la mine a fost caracterul meu, corpul meu, dorința mea de a trăi și capacitatea mea de a pleca de lângă tine în orice moment. Și acum, din cauza ta, corpul meu va fi stricat din cauza ta, voi rămâne cu tine, pentru că acum nu voi fi de folos nimănui cu un copil în brațe. A fost alegerea ta să faci asta cu mine, nu am vrut, ai făcut totul din proprie inițiativă. Așa că ține-te bine, acum îți voi arăta ce este o viață dulce. A spus ea și el, ridicând din mâini, a ieșit pe balcon. A închis ușa în spatele lui în speranța că nu o va mai auzi, nu va mai trebui să discute despre toate astea. El era obosit de ea, el era obosit de țipete, a început să-i fie dor de soția sa, care niciodată nu i-a făcut așa ceva, a fost întotdeauna de partea lui, chiar dacă îi se părea că se comportă ca un idiot complet. Ea ierta totul, îl iubea, nu-i păsa câți bani câștigă, chiar și în timpul sarcinii reușea să muncească, ca familia lor să aibă măcar niște bani, iar această fată nu avea de gând să muncească, dar avea de gând să scoată din el absolut totul toate pensiile alimentare, să scoată din el absolut tot ce era posibil. El stătea pe balcon, fuma, simțea că totul arde în interiorul lui. El simțea dezamăgire față de viață, față de ceea ce se întâmpla, față de tot ce făcuse. Pe lângă asta, teama constantă că va rămâne în această viață, că va trebui să îi îndeplinească rolul de tată, să asigure iubita, îl făcea să regrete fapta. Nu voia să devină un soț clasic, care va trebui să asigure întreaga familie. El voia o viață liberă, să muncească, schimbând femeile ca pe mânuși, să meargă la baie cu prietenii. Nu-l mai deranjau micile lucruri, care pentru el nu vor mai juca niciun rol. Și ce l aștepta acum? Scute ce bodiuri, probleme constante și unde era doar justiția, se enerva pe sine, pe fapta sa și mai mult se enerva de faptul că înțelegea că nu se mai poate schimba nimic. El a observat cum a schimbat brusc totul în doar câteva luni. Timura a stins țigara, a aruncat-o în scrumieră și a inspirat aer rece cu pieptul plin. Trebuia să schimbe totul, dar șansele de schimbare nu erau. În camera întunecată era incredibil de confortabil, din difuzoare se auzeau melodii de Crăciun. Ecaterina și Leonid râdeau, săreau prin toată camera, ca niște copii mici ei împodobeau un brad mare, râdeau și pur și simplu se bucurau de viața pe care o aveau acum. Erau atât de fericiți, atât de inspirați unul de celălalt, încât nu se putea opri. Ecaterina a încărcat un petard, a verificat mânerul, a scos în exterior o cantitate nemărginită de bani. Desigur, erau niște bannote mici false, dar era atât de distractiv încât nu observa nimic din jur. El o îmbrățișa, o strângea la el și a simțea că în astfel de momente devine cel mai fericit om din lume, încă nu-i venea să creadă că are un astfel de bărbat minunat. Erau împreună de doi ani. Au fost cei mai fericiți doi ani din viața ei. El nu se schimbase nici măcar o picătură, părea că o iubește din ce în ce mai mult în fiecare an și o face să se simtă mai frumoasă în fiecare zi, în fiecare moment. Ce vrei de Crăciun cadou, ceva concret sau vrei chiar surpriză? A întrebat el, răsturnând-o pe canapea. Vreau în munți, a spus ea, și el a privit-o surprins. În munți? A întrebat el. Da, știi, ca în toate filmele alea, să fie o căsuță, un șemineu, vin fiert, prăjituri. Seara, un șemineu mare care trosnește și de care nu vrei să te depărtezi, iar afară să ningă și să vedem niște comedii absolut stupide. Și toată viața noastră să fie așa, a spus ea. Vrei să te muți definitiv în munți sau vrei doar să întâlnești Crăciunul acolo? A întrebat el cu îndoială, iar ea i-a zâmbit. Nu știu, deocamdată vreau doar să sărbătoresc sărbătoarea acolo. Iar dacă ne va plăcea, de ce să nu ne mutăm? A întrebat ea. El s-a așezat și s-a gândit, se pare că îi plăcea, dar unele situații și îl îngrijorau. Ideea e bună, dar atunci trebuie să mă pregătesc bine. Vreau să înțelegi că mutarea nu va fi rapidă, a spus el, dându-și din umeri. Și ce dacă ne va plăcea mândurora? De ce să nu ne mutăm atunci? Imaginează-ți că te vei trezi acolo, pe stradă, zăpadă, te vei bucura, vei trăi tot timpul în senzația de Crăciun. E grozav, a spus ea cu un zâmbet larg, și el a înțeles că nu o va putea convinge. El a zâmbit, iar ea, văzând că a cedat la seducția ei, l-a sărutat. Nu e așa că fericirea e adevărată. Ea aparține, de parcă după lungi chinuri i s-a oferit cel mai adevărat și cel mai mare bagaj de fericire, și să facă cu el tot ce îi place sufletului ei. Cred că e o idee grozavă, și eu de mult voiam să mă mut. Afacerea merge bine, va trebui, desigur, să mă mut uneori pentru a o verifica, dar în general pot deschide ceva nou acolo. Din altă parte, poate ai și dreptate, va fi distractiv, a spus ea. Ea s-a ridicat din nou în picioare, a început să cânte pe melodia care răsuna din difuzoare. Iar râdea, cânta, avea o dispoziție minunată. Da, nu mai avusese niciodată un asemenea sentiment de bucurie, nici măcar în copilărie, când aștepta cu nerăbdare sărbătorile de Crăciun. Iar el alegea biletele. I-a arătat căsuțele exact cum își dorise. Era atât de plină de fericire și de așteptare pentru ceea ce o aștepta, încât nu putea opri acest flux din interiorul ei. Înțeleg că ai avut un drum greu, dar sunt atât de fericit că acest drum te-a condus la mine, a spus el cu un zâmbet. Eu eram îndrăgostit de tine încă din școală, tot îmi făceam griji că nu-ți voi plăcea, că nu sunt suficient de bun și toate astea, dar uite cum s-a întors soarta, nici nu-mi vine să cred, a spus el cu un zâmbet. E și mie greu să cred că totul s-a întâmplat așa, dar măcar suntem împreună acum, a spus ea. El a zâmbit, a sărutat-o, iar ea doar a zâmbit. El îi mulțumea în fiecare zi sorții că i-a adus împreună. Că sunt unul lângă celălalt și în ciuda tuturor dificultăților, sunt mereu gata să fie unul lângă celălalt. Crezi că va mai apărea în viața mea? A întrebat ea amintindu-și cum, recent, fostul ei soț a apărut și a provocat o ceartă destul de neplăcută, care a lovit-o dureros. L-am dat afară de data trecută, îl voi da afară și de data asta, dar promit-mi doar că nu vei mai acorda atenție lui, și atunci eu voi rezolva totul. Pot să nu-ți faci griji. A spus bărbatul. Leonida avea dreptate, nu merita să-i acorde nicio atenție. Era nefericit, era complet îngropat în durerea lui, și nici măcar nu încerca să-și refacă viața, ci doar voia să-i strice viața fostei sale soții. Nu înțelegea cum îi putea veni în minte să vorbească despre trecutul lor comun după tot ce au trăit. Între timp, Timur, care încercase deja de două ori să se strecoare la fosta sa soție, nu-și pierdea speranța că o va putea convinge și o va aduce înapoi la el. Ce ai hotărât? a întrebat el, râzând brusc, când s-au găsit din nou în bucătărie. În ultimul timp, Timur petrecea foarte mult timp cu prietenul său, pur și simplu pentru că nu voia să se întoarcă acasă. Era atât de neplăcut să facă asta, ce putea face acasă. Să asculte din nou isteriile soției sale sau să privească cum îi se schimbă corpul din cauza faptului că în interiorul ei crește un copil. Se înfuria pe sine însuși că a comis o asemenea greșeală și era furioasă din cauza deciziei sale pripite. Trebuie să privească cum relațiile sale perfecte de altădată sunt distruse și devin insuportabile pentru el însuși. Dar la ce te-ai așteptat? a întrebat prietenul cu o ușoară ironie avea un aer de parcă cu tot aspectul său ar arăta o satisfacție. Dar ce n-ai bate bucuri că eu, în coșmarul meu complet, tocmai am scăpat de o proastă, iar acum cealaltă a rămas însărcinată. Ce crede că voi întreține pe toți de pe pământ, la naiba? Strigă Timur. Nu înțeleg de ce nici măcar prietenul meu nu mă susține. Poate să-l numesc prieten. Răspunsul la această întrebare va fi cu siguranță îndoielnic. Adică tu nu ai participat deloc la faptul că ele s-au însărcinat ambele, se amuza prietenul, care urmărea isteria lui Timur. Nu putea să creadă că un bărbat matur se comportă ca un copil, vrea să facă pe toată lumea vinovată și să nu-și asume responsabilitatea. Da, și ce are asta de a face cu mine? De ce ar trebui să mă asum responsabilitatea pentru toate acestea? Doar că voiam să fiu cu ea, voiam să fie lângă mine și să fie totul ca înainte. Sexul grozav, distracție, aceste nopți lungi în pat, totul ca înainte, iar ea a devenit o furie nebună, care nu-și dă seama deloc ce face și ce spune, a spus Timur. Prietenul, care se uita la el cu un zâmbet, nu putea să creadă că acesta este același om care visa la scaunul șefului și care a fost foarte rapid dat jos, hotărând că nu este suficient de serios pentru această funcție și, probabil, nu era în birou o singură persoană care să pună la îndoială decizia conducerii. În ciuda faptului că Timur era un bun specialist în domeniul său, el se comporta ca un copil irresponsabil, adesea acțiunile sale se reflectau asupra echipei și asupra faptului că restul trebuiau să remedieze consecințele deciziilor sale stupide. La serviciu m-au dat jos, acasă mă așteaptă o oarecare vrăjitoare, care mi-a scos deja creierul doar ca să mă căsătoresc cu ea, a spus el, lovindu-și cu furie pumnul în masă, în timp ce celălalt își strângea pumnul în palmă. Ascultă, oprește-te să faci pe nebunul, nu ai încercat altceva. Ei bine, să crești, de exemplu, să rezolvi calm problemele tale, iar tu ești ca o fetiță. Și, apropo, am văzut-o pe fosta ta soție, o frumusețe, nici nu se crede că era căsătorită cu tine. Coneascun să zâmbet, a spus prietenul, iar Timur s-a uitat la el cu atâta furie, de parcă ar fi fost insultat până în adâncul sufletului. Încă unul, mama ei a sunat și a insistat să-mi refac familia, iar Alina îmi spune că ce frumusețe este fosta soție, iar eu aici ce am de-a face. A țipat Timur. Ești un prost, Timur, o femeie căsătorită este frumoasă doar atunci când un bărbat o iubește și îi oferă toate posibilitățile să fie frumoasă. Uită-te la soția mea, ca de pe o pagină de revistă. Crezi că e ușor pentru mine, nici nu-ți imaginezi cât de mulți bani cheltui pe toată această frumusețe în fiecare lună. Dar dacă vreau să am o femeie frumoasă alături de mine, o voi susține cu tot ce am. Dar asta înseamnă că ești un pantof, a spus Timur. Prin urmare, ești un prost, a spus prietenul și a râs cu poftă. Gândești ca un adolescent. Adolescenții se adună și se învață unii pe alții cum să țină femeile sub papuc, dar în viața reală lucrurile sunt cu totul altfel. Iar dacă tu alegi o femeie frumoasă, o vei susține cu tot ce ai. Vezi, acestea sunt rezultatele muncii tale. Timur a dat din mâini și a plecat în coridor. Prietenul său a râs doar, neputând să creadă că în ciuda vârstei sale, Timur se comportă ca un copil. Da, viața lui se prăbușea. Da, a trăit bine, fără griji, în brațele soției sale, dar ce va urma? O viață cu Alina, care s-a transformat într-o isterică. Sau va deveni tată, deși nu este deloc pregătit pentru asta. Nu voia niciunul dintre aceste variante. Singurul lucru pe care Timur îl dorea era să se întoarcă la viața anterioară, în care era soție, în care totul era bine. Nu trebuia să facă niciun efort, ea făcea totul pentru el, iar acum nu știa cum să-și repare viața. Dar nici măcar nu putea să-i strice viața fostei sale soții. Era furios, realizând că, după toate acestea, ea este fericită, trăiește cu un bărbat înstărit. Iar el este nevoit să suporte isteria mamei viitorului său copil. Cine ar fi crezut că soarta îl va pune la punct atât de brusc? Și că va trebui să mai sufere și pentru ceea ce i-a făcut fostei sale soții. Pentru bebelușii care nu au văzut lumina zilei. Timur mergea acasă, iar pe obrașii lui îi curgeau lacrimi. Dar asta era tot. Orice speranță a lui că va avea o viață fericită și plină de bucurie s-a năruit fără speranță. Și este puțin probabil ca lucrurile să se îmbunătățească vreodată.